Bună tuturor și bine ați revenit la mine pe canal. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Alexandra, iar astăzi, după cum v-am promis, am pentru voi un videoclip care sper să vă motiveze. Adică este un video în care vă arăt cum i-am despodobit toată casa după sărbători. Acest videoclip l-am filmat în urmă cu vreo 2 săptămâni, dar nu am apucat să-l editez, așa că de aceea pare că a trecut un secol, eram și super mega răcită în timp ce am filmat, dar de fapt am despodobit casa asta undeva chiar la începutul lui ianuarie. Eu sper să vă motiveze și să vă fie de folos acest videoclip. Pentru mine, sincer, a fost așa de greu să mă apuc să despodobesc. Deja eram gen, iubii, nu putem să-l lăsăm așa sau să tragem un sac peste braț și gata. Dar până la urmă m-am adunat și ne-am apucat de treabă, pentru că, după cum vedeți, casa arată groaznic și nu mai zic ce sclipici și câtă mizerie am făcut cu brad. Așadar, haideți să începem. Am început prin a lua toate globurile, după cum ați văzut, și decorațiunile din braț și le-am pus pe sortimente în cutii ca să știu ce este în fiecare anul viitor. De asemenea, am luat globurile și de pe crenguța de la televizor, după care am dat-o jos și am curățat foarte bine și șemineul, am aspirat foarte bine praful și am șters clipiciul care a rămas. Uitați-vă câtă mizerie era acolo. Ne-am întors din nou la braț și am început să dăm jos beteaua și beculețele și tot ce a mai rămas. Mai mare de la Jumbo am hotărât să punem moșulețul, pentru că era foarte mare, iar pe hol, după cum vedeți, am o vază unde am avut tot felul de crenguțe de Crăciun, le-am luat și pere de acolo și le-am pus în cutie. Acum vedeți și dezastru pe care l-am făcut aici. Sabin se ocupă de brad, îl demontează, iar eu de canapea, adică am început să iau toate pernele de Crăciun, le-am înlocuit cu altele și de asemenea am aspirat canapeaua, pentru că era plină de chestii dubioase, sfărmuri, semințe, mâncare, așa că, na, asta este, așa e după sărbători, se mănâncă pe canapea la seriale și filme, deci, na, ne asumăm.
încercat să aspir un pic și fotoliile, pentru că și pe ele erau tot felul de sfărmuri și praf. După ce bradul este în cutie la locul lui, am început să aspir ce a rămas pe jos. După cum vedeți, au rămas o grămadă de chestii cu sclipici și crenguțe de brad. Am trecut la masă, care și ea era plină de sfărmuri și praf, și am curățat-o foarte bine. Am luat și toate aranjamentele de Crăciun și le-am pus într-o plasă. Sabine s-a apucat să ducă toate pungile și cutiile sus. Masa înapoi mică, pentru că în momentul de față este extinsă.
Iar dacă o facem mai mică, bineînțeles, avem mai mult loc și este mai ok pentru noi. Am pus toate la loc, după care am aspirat și am șters peste tot cu mopul. Era plin de mizerie, așa că am aspirat și acolo și l-am șters pe jos. Pragul l-am păstrat pentru că încă e Crăciun, adică cred că mai merge încă o perioadă, plus că e chiar foarte ok. L-am luat din Leroy Merlin cu ediția de Crăciun la 13-14 lei, ceva de genul, și chiar e foarte fain că absorbe toată umezeala și nu mi-aduc prin casă zăpadă. Așa arată înainte și după. Eu sper că v-am inspirat, sper să prindeți și voi curaj, să vă apucați de despodobit și curățenie, pentru că este o senzație foarte faină când totul este gata și este curat. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu, dar mai mult de atât, nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă voi v-ați despodobit deja casa sau nu. Vă pupăcesc, ciao!